Prezintă acum un sondaj, doamnelor și domnilor. Reprezentanța Comisiei Europene în România, prin Mercury Research, a făcut un sondaj de opinie la nivel reprezentativ în România și Bulgaria și evident că vă prezint informațiile și cifrele pentru România, că asta ne interesează. Ce cred românii la 10 ani de la aderare la Uniunea Europeană? Atitudine față de apartenența la Uniunea Europeană, 46% pozitivă, 14% negativă, 40% neutră. Aderarea României la Uniunea Europeană, 46% cred că a avut mai degrabă mai multe avantaje, 25% cred că aderarea României la Uniunea Europeană a avut mai multe dezavantaje, 28% au o părere neutră. Mai departe, aderarea României la spațiul Schengen, de acord 58%, împotrivă 24%, opinie neutră 17%, adoptarea de către România a monedei euro, 46% ar dori, 40% nu ar dori, 14% nu au un punct de vedere, sunt neutri. Vedeți că cei împotrivă și neutri sunt mai mulți decât cei care vor moneda euro. Mai departe, următorul slide, România va adera sau va adopta moneda euro în mai puțin de 2 ani, 8%, 47% în mai mult de 2 ani, niciodată 28%, și sus, aderarea la spațiul Schengen, 9% cred că vom adera în mai puțin de 2 ani, 36% în mai mult de 2 ani, niciodată 39% dintre români. Foarte interesant. Mai departe, următorul slide, evaluarea activității Comisiei Europene, doamnelor și domnilor, o evaluare pozitivă, Comisia Europeană din partea românilor, 30%, 15% negativă, 37% nici pozitiv, nici negativ. Parlamentul European, vedeți acolo, 31% favorabil. Banca Centrală Europeană, 27%. Consiliul Uniunii Europene, 28% favorabil. Apoi urmează cifrele negative și apoi nici pozitiv, nici negativ. Nu știu, nu mă pot pronunța. Cam mare plaja asta, nici pozitiv, nici negativ și nu știu. Semn că încă oamenii nu cunosc exact care sunt atribuțiile și, în general, nivelul de reprezentativitate în Comisia Europeană, în Parlamentul European și în restul instituțiilor. Mergem mai departe. Părere despre aderarea României la Uniunea Europeană. Încredere în UE. 57% dintre români spun că au încredere în Uniunea Europeană, 33% spun că nu au încredere în Uniunea Europeană, 11% spun nu știu, nu mă pot decide, și părerea despre aderarea României la spațiul Uniunii Europene, doar 21% spun că am avut de câștigat, 13% spun că am avut de pierdut, și 66%, cred că este cea mai mare cifră prezentă în acest sondaj de opinie, dacă nu mă înșel, 66% nu știu, nu m-a afectat aderarea României la Uniunea Europeană. Această aderare a schimbat atât de multe lucruri încât procentul ăsta pe mine mă îngrijorează foarte, foarte tare. Nu, asta arată și faptul că sunt în ceață și oamenii aici acum nu știu ce înseamnă. De exact, nici Parlament, nici Comisie, nici Consiliu. Cum le-a schimbat viața și cum le-a modificat. Mai am câteva lucruri să vă prezint. Nu știu dacă mai am un slide în afară de acesta sau încă două. Evoluția Uniunii Europene în următorii 5-10 ani. Uniunea Europeană o să devină mai puternică, 56%. UE o să devină mai puternică, 58%. Următorul slide. Ultim. Acesta este ultimul. Ok, aș vrea rapid să vedem și chestiunea financiară. Pe românii interesează foarte mult povestea asta cu bani. Dar cât? Cât? Când îi spui ceva, o noutate, și bine, dar cât? Ei bine, acestea sunt datele publicate de Ministerul de Finanțe. 40,8 miliarde de euro sunt banii primiți de România de la Uniunea Europeană între 2007 și 2016. 13,8 miliarde reprezintă contribuția României la bugetul comun și rămâne un sold pozitiv foarte important de 27 de miliarde de euro. Deci România este un beneficiar net al aderării la Uniunea Europeană și cei de la Ziarul Financiar ne explică și pe domenii, foarte interesant, fermierii au primit
8,9 miliarde de euro pentru subvenții agricole în 10 ani de zile. În dezvoltarea rurală, canalizări și drumuri la sate, în special, au mers 8,6 miliarde de euro în 10 ani. Fondurile structurale și de coeziune, drumuri naționale, căi ferate, sprijin pentru companii private, refacerea infrastructurilor instituționale au înghițit peste 17 miliarde de euro. O cifră absolut uriașă.